Crezul meu este unic. Suntem două state, dar suntem o singură țară. Mai multe voci de la București au spus franc că Republica Moldova trebuie să meargă împreună cu Ucraina în Uniunea Europeană. România s-a schimbat semnificativ după 2007. Aderarea la Uniunea Europeană a avut un impact uriaș. Ce înseamnă Europa pentru voi, în un singur cuvânt? Uniunea Europeană înseamnă acea pistă de lansare, de unde începe dezvoltarea. În primul rând, viitor înseamnă oportunități de creștere. Voi sunteți generația care va conta cu siguranță în drumul european al Moldovei. Europa vă deschide ochii, vă deschide mintea. Uniunea Europeană, dragii mei, este cel mai rumit loc din lume. Oricine de pe globul ăsta care vrea să migreze undeva, care vrea să se ducă undeva, visează la Uniunea Europeană. Există finanțări nerate în stat. Cineva care îți dă bani ca să faci o idee de-a ta și pe aceea nu vrea să-i dai înapoi bani. Societățile evoluează dacă cât mai mulți oameni cu energie, cu tinerețe, cu vlagă, fac bucățica lor de bine pentru societate. Și depinde foarte mult de abilitatea de a vedea aceste oportunități, de a putea să vă implicați. A ne implica nu înseamnă neapărat să intrăm în politică. Putem să fim activi și în societatea civilă. Cu cât fiecare dintre noi ne dorim să fim mai buni în ceea ce facem, cu atât societatea, țara în care trăim va fi una mai bună. Cred că treaba noastră ca politicieni tineri, ca tineri care nu neapărat vor să facă pasul ăsta în politică, dar vor să schimbe în ceva bine în țara lor, în comunitățile lor, cred că trebuie să fim un pic enervați pentru cei care astăzi se luptă să rămână lucrurile exact la fel. E un sentiment extraordinar, e oboseală, dar e și bucuria să vezi că ai pus niște arbori care vor dura probabil sute de ani. Pe 9 iunie mergeți la vot, România se poate schimba, și România de acasă din România, dar și România din jurul nostru aici în Republica Moldova. Voie bună tuturor, 9 iunie mergeți la vot, Dreapta Unită!